Digi, o companie care se află în mod constant în viețile noastre, fie prin telefonie, fie prin internet, fie prin cablu. Este o companie care operează atât în România cât și în străinătate, în Ungaria, Spania, Italia. A obținut o cifră de afaceri cu 9% și jumătate mai mare la 9 luni în 2020, însă un profit net mai mic cu o cincime. Gradul de datorare s-a redus ușor față de cel pe care l-avea în primul semestru, însă Digi, în mod tradițional, rămâne o companie foarte îndatorată, sau oricum suficient de îndatorată față de cei 60% cât sunt recomandați. Un earnings per share de 17 bani la Digi din profitul raportat. Și vă voi arăta și de unde vine acea scădere de profit imediat. Întâi să ne uităm la servicii. La 9 luni, cea mai mare creștere pe partea de servicii, în partea de venituri și vânzări, avem în Spania, unde au avut venituri de 137 de milioane față de 199 cât a avut acum în 2020. La fel, pe partea de servicii mobile vedem o creștere de la 293 de milioane la 342 de milioane, 16% această creștere. Și vă spuneam imediat că o să vă arăt de unde vine scăderea de profit. Dacă vă uitați la cheltuieli din activități operaționale, veți vedea în cifrele din dreptul Spaniei că avem o creștere de la 107,7 milioane la 158,3. Deci acolo sunt cheltuielile care au erodat din profitul Digi.